Mare actriță Draga Olteanu Matei va fi înmormântată astăzi la Piatra Neamț de joi, de când trupul său neînsuflețit a fost depus pe scena cinematografului Mon Amour din Piatra Neamț. Sute de oameni și-au luat la revedere de la ea. În vârstă de 87 de ani, Draga Olteanu Matei a murit în cursul nopții de marți spre miercuri la secția de terapie intensivă a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Fusese internată acolo cu hemoragie digestivă superioară. Astăzi, cortegiul funerar va ajunge pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț, unde se va oficia serviciul religios și se va acorda onorul militar. La ora 14:40, cortegiul funerar va pleca spre cimitirul Eternitatea cu oprire în fața Teatrului Tineretului. Marea actriță își va duce somnul de veci alături de soțul său Ionel Matei, care a decedat în 2014.